Școlile din Gorj rămân tot închise de mâine. Liderii de sindicat anunță continuarea grevei și spun că deciziile în privința modului în care va evolua protestul extrem al dascălilor vor fi luate în această seară, când sunt programate discuții la nivel național. Angajații din învățământ nu au acceptat deciziile guvernului, care a emis deja o ordonanță de majorare a salariilor. Acea ordonanță nu respectă niciuna sau nu atinge niciuna din revendicările pentru care am declanșat acest conflict. Astăzi, la ora 5:30, avem întâlnire toți liderii naționali pe online și probabil domnul președinte ne va spune ce și cum. Ministrul Muncii a anunțat după ședința de guvern că ordonanța adoptată joi prevede majorarea salariului brut al tuturor cadrelor didactice și al personalului auxiliar cu 1.000 de lei și o creștere cu 400 de lei pentru cadrele nedidactice.